Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava organizează în fiecare miercuri, începând cu data de 2 octombrie, teatru și muzică pentru copii. Evenimentele vor avea loc în auditoriumul Iosef Schmidt, iar primul spectacol a fost Capra cu treiezi, interpretată de actorii teatrului pentru copii și tineret Vasilache din Botoșani, urmând ca miercuri să fie pus în scenă spectacolul Alice. Alice este o variantă în concert a studenților de la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, iar pe 16 octombrie va fi pusă în scenă piesa Hansel și Gretel, de frații Grimm, de către actorii teatrului Ariel din Târgu Mureș. De asemenea, pe data de 23 octombrie urmează Rățușca cea urâtă, de Hans Christian Andersen, cu actorii teatrului Vasilache din Botoșani, iar pe data de 30 octombrie va fi pus în scenă spectacolul Deschideți fereastra, text Bianca Nițu, adaptare după vrem să vă dăruim câte o fereastră de Matei Vișniec, pus în scenă de școala de teatru Dream Boutique. Trebuie să afirm că nu este inițiativa mea, este ideea domnului rector Dimian, care ne-a pus întrebarea, nu e așa că segmentul acesta lipsește din Suceava, adică pentru copii nu este făcut mai nimic. Vin teatre din alte părți și atunci noi am zis că hai să încercăm noi să facem luna octombrie și să facem o stagiune de teatru atât anul ăsta și dacă funcționează, facem și la anul. O să tot facem. Ați avut deja primul spectacol, Capra cu treiezi. Cum a fost primit de cei mici și ce spectacole urmează? Sunt foarte încântat că a fost foarte bine primit de cei mici. Ei s-au distrat, s-au simțit foarte, foarte bine. Actorii de la teatru din Vasilache, din Botoșani, s-au descurcat foarte, foarte bine și sper că și celelalte spectacole să fie la fel de bine primite de publicul mic spectator. Spectacolul Alice este gândit, regizat de Ada Milea, cu cântecele ei. Este un spectacol, cred eu, care va avea mare succes, jucat de niște studenți din Târgu Mureș. Biletele pot fi achiziționate de la Casa de Cultură a Studenților de pe strada Zorilor. Prețul unui bilet pentru elevi, studenți, angajați ai USV și pensionari este de 10 lei, iar pentru publicul larg este de 20 de lei.